Vă salut din nou. Mergem la stupul ăla să verificăm dacă are matcă, să găsim de unde am suflat matca. Să vedem. Ăsta e sau nu? Eu l-am bănuit pe ăla cu matcă chinezească, dar nu a fost ăla. Acum îl verificăm de data asta pe ăsta de aici. E un roi, să spun. Sau na, nu știu dacă e mai roi sau nu. E într-o cutie de 6 rame. Are două caturi cu rame, un cat fără rame, numai așa să stea albina pe aici. Când se plictisește să stea pe rame. Mai stă și aici în spațiu gol. Așa, dăm un pic de fum. Regina ce am găsit-o, am pus-o aici. Uite-o, frumoasă. Stai să vedem, să vede la camera. Și acum ne uităm în asta, să vedem. Găsim regina în asta sau nu. Deocamdată regina o să o punem aici. Să stai acolo frumos. Dăm un picuț de fum. Dăm jos catul ăsta gol. Așa. Dăm un picuț de fum. Aici mai avem ceva rame care nu le-am extras din cauza că avea puiet. Asta nu. Asta văd că l-am pus astăzi cu miere. Dar ăsta, ia, mai avea puiet și nu l-am extras în casă, l-am adus înapoi. De-aia cred eu că a fost regina de aici. Dar aflăm acum. Mergem până jos în cuib și aflăm. Asta o punem aici. Așa. Asta e un cat care l-am stors și l-am adus înapoi. Ia că deja sunt stropi, nu știu dacă se vede sau nu. Sunt stropi de nectar. Înseamnă că ceva mai culeg ele. Avem două parcele de floarea soarelui în zonă. Vedem, poate va fi o floarea soarelui cu ceva polifloră. Dacă mai ține vremea cu noi. Acum să ne uităm aici, să vedem. Ce zice el? Așa, ne facem un pic loc. Are numai 6 rame. Rapid o să-l petrecem. Ia să vedem prima ramă. Fai, numai nectar și păstură. Și polen și albine multe. Așa, nu vedem. Nu văd. Ia să facem o treabă. Și anume, așa. Să nu pun rama chiar pe jos, pe iarbă. Dăm un picuț de fum. Și mergem la rama 2. Ce avem aici? Mamă, o placă frumoasă. Sau o tablă. Mamă, ce frumos. Parcă e primăvară. Oricum, am avut anul ăsta ploi ca în niciun an. Deci, anul a început rău, dar nu chiar așa rău la sfârșit. Cel puțin aici, în zona mea unde sunt eu. În alte zone, mai prin nordul Franței, apicultorii deja își pregătesc dosarele ca să primească ajutor de la stat. Să declare calamitate naturală. Opa, nu e nici de aici matca. No.
Uite unde e. Ia să vedem. Uite. Pe doamnă. Larve. În jurul ei, se vede cum sclipesc. E liniștită. N-are treaba. Uite cum stau albinuțele în jurul ei. Așteaptă comenzile. Poftiți, poftiți. Bun, no, deci nu-i nici de la asta matca, nu. No. Acum e acum, de unde e matca. Bun, asta gata, punem înapoi, am văzut, are niște plăcuțe faine. Asta ce am scos-o chiar acum, îi cu larve. Începe să le căpăcească și cu larve mai mici. Merem la următorul. De unde poate fi? De unde poate fi? Deci nu-i de aici matca. Care a fost înainte? Care a fost înainte? Deci se poate culege. Mi-are și cu un roi. Mie roiul ăsta mi-a scos 3 caturi de miere. Adică 3 caturi înseamnă 18 rame de magazie. Fără să umblu un cuib, n-am umblat, vedeți, n-am umblat în cuib, ramele cu miere sunt aici, asta aș fi putut să iau, dar nu, n-am treabă cu ramele din stup, de jos, din cuib. Și albina are câte vrei. Să-i punem înapoi. Asta este, mai prindem câte o albinuță, pare rău, n-am ce să fac. Hai, fugiți. Așa, bun. No, mă duc la următorul, pun pe pauză și mă duc la altul. Până găsim de unde e matca. Aranjăm asta. Luăm ceara. Să putem pune capacul frumos. Și salut. Mergem la următor. Catul nu îl mai pun ăla gol, pentru că nu-i mai pun regina pe el. Regina mea, să căutăm de unde e. Altul cu matcă chinezească, care l-a îmbănuit. Tot așa, puietul e frumușel. Aici e matca, nu e asta. Uite ce are și aici. Nu e asta. Punem înapoi. Uite aici numai larvar și păstură. Bun, merem la altul. No, l-am controlat pe ăsta. Matca chinezească, am găsit-o acolo. Ia să vedem pe ăsta, la altul de lângă. De 12 rame, că și la ăsta i-am pus magazie. Nu a avut multă miere, în magazin numai câteva rame, dar poate că a fost acolo, nu știu, nu mai știu ce să zic, acum trebuie să iau pătăți în rând, pătăți care îi bănuiesc, până ajungem, deși albinele astea nu prea-mi par să fie, nu sunt foarte galbene astea. Nu sunt urâte, dar nu sunt galbene. Și nici nu e așa mare ăsta. Dăm pe pauză și revenim. Am găsit și ăsta. Uite aici matca. Ia să vedem dacă se poate vedea. Uite, acolo. Aici. Acolo e nemarcată, nu ne ocupăm acum de marcat. În orice caz, colonia e foarte frumoasă. Ne-am scos deja numai câteva rame. Puietul are tot așa placă. Asta e un roi ce l-am prins. Uite cum are. Așa.
Așa, aici parcă o băga nectar, cum o eclozat, cum o băga nectar. Nu mai a apucat matca să depună. Și aici iarăși, și aici iarăși, să vedem ce-i mai încolo. Așa aici, dar mult, mult, multă miere are și în cuib. De-aia nu pus așa mult în magazie, pentru că o pus tot aici. Uite cum sunt ramele spline, nu mă sclipesc. Bun, nu mă mai duc mai încolo, îi pun aici asta, eu intercalez aici, pentru că la asta nu i-am mai pus încă altă magazie. Ce strânge, îl lăsăm pentru el. Deci nici asta nu-i cu problemă, merem în continuare. Am terminat cu asta, i-am găsit matca, am terminat și cu asta, i-am găsit matca, iarăși nemarcată. Și mai rămâne asta cu polenul. Ia să vedem. Să fi plecată de aici matca. Ia să vedem. În caz că e aici cumva să plece jos, scoatem o ramă de curiozitate, să vedem. Ceva strop văd eu aici, dar nu foarte grozav. Ia să dăm jos catul. Și să ne uităm în cuib, asta e, n-avem ce face. Trebuie să luăm și pe asta la mână. Tot mă șterg de transpirație, pentru că sunt transpirat, e foarte cald afară. Hai să vedem. Prima ramă. Ce zice prima ramă? Oh, nu mă sclipește. Nu mă sclipește. Oh, asta picură fain. Asta picură fain, fain. Bun, lăsăm jos. Astăzi, dacă a plouat, azi noapte, astăzi nu se mai face furtișac. Deja am deschis nu știu cât stupi. Nici vorbă, nici o albină nu vine. Posibil să și dă nectar afară, adică nu posibil, sigur, pastura și nectar, iarăși, mamă ce am aici. Lăsăm jos, mergem în continuare. Hai, ai, ai, nu găsești matca. Găsește matca. Cred că și aici era marcată din amintirea mea. Încercăm să dăm albinele de aici să nu le omorăm. Care vor să tragă, care nu. Uite că am ajuns și la puiet. Avem puiet fain, placă. Așa. Aici iarăși tot placă. Dar deocamdată nu văd regina. Pe mine mă interesează regina cel mai tare. Să știu dacă e de la ăsta sau nu. Nici nu s-a agitat albinele. Nectar, pe unde îi eclozat, îi nectar.
Nu vad, nici aici. Așa, mai dăm un pic de fum. Acolo partea aia umplută de nectar, cum o eclozat, dar aici o păstrat o bandă și o pontat. Nu știu dacă se poate vedea. Nu văd nici aici. Măcuiet, miere. Aici avem o regină de salvare. Eu la asta am omorât matca în primăvară. Cândva, nu știu, prin martie până aprilie. El și-a făcut alta, nu i-a mai dat altă butcă, că am uitat de el. Dar uite ce fain puiet și-a făcut. Deci nu-i matcă de schimb liniștit sau altceva. El și-a tras o butcă din ce-a avut și și-a făcut el matcă singur, fără ajutorul meu. Da, puietul e fain. Nu văd. Mai avem 3 rame. Uite matca. Uite matca. Aha. Nu știu de ce se vede așa blurat. Adică așa în ceață. Ia să vedem. Unde ești? Uite acolo. Aici e matca. Bun. Hai, ce văd eu după aia. Aici cred că e problema, că deja avem prea multă miere în el. Rame de puier, nu știu câte am avut, 4 sau 5 numai. Și ultimele două rame, am văzut-o de sus ce-i cu ea, dar o să vă și arăt. Să vedem ea. Uite ce e aici. Mamă, dar ce greu e. Și jos se clipește de nectar. Și aici iarăși. Și aia de acolo. Acolo iarăși. La fel. Asta are la miere. Nici nu știu cum să fac. Nu știu cum să fac. Punem asta aici. Între miere și puiet. N-au decât să dăm aici fum între rame. Dacă e cumva matca să fugă acolo. Și asta o să o bag acolo între. Se vede că asta e numai nectar proaspăt și polen. Dacă vor, pot să-l iei și să-l urce în magazie. Cam asta e. Deci nu e nici de la asta. Nu mai marchez acum că e foarte cald afară. Sigălu și cântă. Așa. Să vedem. Hai. Fugiți de aici. Să nu vă strivesc. Punem urdinișurile astea. Așa. Hai. Mergeți mai încolo. Și mergem la următorul. Până găsim regina. Atâta caut până o găsesc. De unde e?